dispoziția numărul 3, 92 ianuarie, domnul primar va convocat în ședință ordinară publică, ordinea de zi fiind cunoscută dumneavoastră în timp util, având în vedere că ați studiat și ați avizat cele 12 proiecte de hotărâri, dau cuvântul domnului primar să supună ordinea de zi în vederea desfășurării ședinței. Bună ziua, domnule consilier, vă rog să-mi permiteți ca înainte de a trece revistă ordinea de zi și a vă supune aprobării plenului, să vă transmit cele mai călduroase urări de bine. Nu ne-am întâlnit anul ăsta în acest format, chiar dacă am făcut-o în alte, cu alte ocazii, să vă urez să aveți un an plin de îndepliniri și de mulțumiri sufletești, sănătate și tot ce vă doriți alături de cei dragi dumneavoastră. Nu avem președinte de ședință, deci rămâne mie sarcina de a prezenta ordinea de zi a ședinței de astăzi. Proiectul de hotărâre numărul 1 din 28 de viață. Da. Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Corbasca pentru trimestrul 1-2021. Proiectul de hotărâre numărul 2, privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Comunei Corbasca, a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31-12-2020. Proiectul numărul 3, prelungirea termenului de valabilitate a documentației de urbanism, plan urbanistic general al Comunei Corbasca, cu regulamentul local de urbanism aferent. Proiectul de hotărâre numărul 4, aprobarea alocării sumei de 1900 de lei din bugetul lunar, din bugetul local al Comunei Corbasca pentru anul 2021 către ONG Acoperământul Bunicilor din localitatea Sascuri, județul Bacău, în vederea susținerii financiare doamnei Răducanu Tasica cu domiciliul stabil în Comuna Corbasca, județul Bacău. Proiect de hotărâre numărul 5 privind stabilirea nivelului costurilor anuale pentru susținerea persoanei cu handicap pentru anul 2020. Proiectul de hotărâre numărul 6, privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a Comunei Corbasca, județul Bacău, aici o greșeală în redactare, 2017. Proiectul de hotărâre numărul 7, privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 2021-2025 a Comunei Corbasca. Proiectul de hotărâre numărul 8, privind aprobarea achiziționării servicii de consultanță, de asistență și sau reprezentare juridică pentru un proces care urmează să se deruleze. Proiectul de hotărâre numărul 9, privind aprobarea încetării unui contract de închiriere. Proiectul de hotărâre numărul 10, privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru anul 2021. Proiect de hotărâre numărul 11, privind aprobarea taxei de protecție civilă și proiectul de hotărâre numărul 12, privind aprobarea privind stabilirea limitelor maxime de consum de carburanți pentru autovehiculele de dotare a primăriei Comunei Corbasca pentru anul 2021. Cine este pentru aprobarea ordinei? Mulțumim frumos, abțineri, împotrivă. Trecem la primul proiect de hotărâre care înseamnă alegerea președintelui de ședință. Aici domnul secretar a redactat ce trebuie. Din câte știu eu, este doamna Apușcășiței nominalizată pentru următoarele 3 luni de zile. Nu, nu scrie aici. Scrie, sigur? Scrie aici, Apușcășiu. Eu așa dat-o. Din dreapta. Da. Da. Bine, haideți, domnul Pușcașu, treceți la prezidiu. Eu sunt aici. Luați-vă în capul mesei că se filmează și mai o să faceți propunem cu... Cu ce? Îi spunem așa. Cu așa. Deci punctul 7. Și ca să dăm posibilitate lucrurilor, am să trec direct la prezentarea proiectelor de hotărâre, ca să nu mai fie discuții la divorț. Proiectul numărul 2, privind acoperirea definitivă a excedentului bugetului local, acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Comunei Corbasca, nici o chelă nu mai ajută, a deficitului secțiunii de dezvoltare la data 31-12-2020.
Dacă ați putut trece prin raportul de specialitate a doamnei contabil, aveți să vedeți și sume aici. Este vorba de sume pe care noi le-am plătit firmelor care au avut lucrări pe raza administrativ teritorială, lucrări din bugetul proiectului, din partea de cofinanțare a noastră. Pentru asta trebuia aprobat o hotărâre de acoperire a deficitului ăsta de la secțiunea de dezvoltare. Eu cred că explicațiile sunt destul de clare, așa încât să nu mai fie nevoie de intervenția doamnei contabil. Da? Deci am avut lucrări la dispensar, la drumuri locale, la... Ce am mai avut? La... Nu mai știu la ce am mai făcut. Mă rog, la cine am avut treabă aici. S-au plătit bani și pentru asta trebuia o hotărâre de Consiliul Local, la dumneavoastră să aprobați această... Proiectul de hotărâre numărul 3, privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentației de urbanism, plan urbanistic general al Comunei Corbasa cu regulamentul local de urbanism aferent. Planul urbanistic general, ca și documentația aprobată de Consiliul Local anul trecut, este astăzi depus la Consiliul Județean. Așteptăm să vedem ce clarificări să mai cer la această documentație. Înțeleg că trebuie să ajungă și la București, la nu știu ce minister, la curte, ceva de genul ăsta, că înțeleg că avem Mănăstirea Pobleț și trebuie să ajungă și acolo. Eu am întârziat, motivat de faptul că 2020 a fost un an electoral și pandemic pe lângă asta și tot tăvălugul ăsta a dus la întârzierea aprobării documentației. Ea este, cred eu, în regulă, e depusă la Consiliul Județean. Dumneavoastră v-ați dat avizul. Știți că și anul trecut a fost numărit de această hotărâre de prelungire. Pentru că nu putem funcționa, nu putem emite nici certificate de urbanism, nici autorizații de construire, fără să avem, să putem funcționa în baza planului urbanistic vechi. Proiectul de hotărâre numărul 4, privind aprobarea alocării sumei de 1900 de lei în bugetul local. Știți că o avem pe doamna Tasica Răducanu, internată la un spital de Cănin. Ea nu are aparținători. Și urmarea referatului celor de acolo, prețurile crescând, sigur s-a majorat taxa pe care noi o plăteam în fiecare an de la 1500 la 1900 de lei. Au crescut prețurile la serviciile acordate. Prin urmare, vă propunem aprobarea acestei taxe. Stabilirea nivelului, proiectul numărul 5, stabilirea nivelului costurilor anuale pentru susținerea persoanei cu handicap pentru anul 2020. În spatele acestui proiect de hotărâre este un protocol cu Consiliul Județean. În fiecare an, noi avem cota noastră de contribuție pentru persoanele instituționalizate în spitale speciale. Sunt destui oameni, din păcate, de la Corbasa, care sunt internați, pentru care noi plătim anual sume destul de consistente. Și aici contribuția noastră era de 35%, parcă țin minte. Da. Care la rândul ei este alocată de Consiliul. Sigur, Consiliul Județean le dau banii, noi trebuie să îi plătim și să ne facem datoria față de acei oameni. Duc banii de la ei la noi, de la noi la ei. Da. Toate lucrurile astea trebuie să treacă prin Consiliul Local, aduse la cunoștința noastră și aprobate. Proiectul de hotărâre numărul 6, privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a Comunei Corbasa de sub Bacău. 2007. Este o lucrare 2027. E greșeală de redactare acolo. Este o lucrare de referință, este o Biblie a comunității, practic. Eu cred că este postată și pe site. Da. A fost dată spre consultare. Sigur, dacă aveți timp și eu cred că trebuie să vă faceți timp, să vă intrați, să o răsfoiți. Cine nu poate să vină să o ceară, că o avem aici. Este lucru de temelie, pentru că fără a avea lucrări prinse în această strategie, nu putem investi nimic în perioada menționată, în proiectul de hotărâre. Și o să vedeți că acolo am avut grijă ca toate lucrurile
necesare, nouă, da, este și anunțul de publicare aici, dar l-ați văzut dumneavoastră pentru că ați completat avizele și sunt convins că le-ați parcurs. Deci am avut grijă ca să fie prevăzute toate segmentele pe care interesează comunitatea și atunci cred că nu o să fie comentarii când o să parcurge această strategie. A luat sistematic absolut fiecare ramură comunității cu tot ce înseamnă dezvoltare. Sigur, fiind epuizată și strategia dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2021-2025. Aici trebuie să-l chem pe domnul Tăbăcanu să o prezinte, pentru că el e în... Da, ea cuprinde problemele specifice compartimentului de asistență socială, cu tot ce implică activitatea asta de asistență socială, cu obiective, cu tot ce înseamnă munca de asistență socială. Și acolo veți vedea că la fel sunt prinse absolut toate lucrurile care sunt necesare. Proiect de aprobare numărul 8, privind aprobarea achiziționării servicii de consultanță. Avem un proces pe care urmează să-l depunem după semnarea contractului de asistență, în condiții în care dumneavoastră o să aprobați acest proiect de hotărâre, cu Societatea Comercială Transcarpat SRL, asociată cu Societatea Comercială Phoenix Transbac SRL, în legătură cu problemele pe care le-am povestit în ședința trecută la drumurile agricole. Încercăm să remediem această deficiență și domnii, în măsura în care sunt responsabili, trebuie să vină să facă treaba acolo. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere. Domnul Hama Constantin, posesor a unei suprafețe de 15 hectare, cred, nu? De pășune comunală, solicită rezilierea contractului de închiriere, lucru prevăzut în contract la nu știu ce articol aici, în condițiile în care își înstrăinează efectivele, domnul poate rezilia acest contract, fără probleme, fără activarea vreunei clauze. A trebuit, după adoptarea hotărârii, să încheiem un proces verbal de predare. De preluarea suprafeței, sigur că da. O să facem și treaba asta. Proiectul de hotărâre numărul 10, privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familie beneficiare de venit minim garantat. În fiecare an, la începutul anului, aprobăm un plan de acțiuni. Persoanele beneficiare de, eu știu, de 416 legea ajutorului social, apte de muncă, trebuie să efectueze ore în folosul comunității. Și pentru efectuarea acestor ore e nevoie de un plan de acțiuni. El este structurat pe lucrări specifice fiecărui anotimp, fiecărei perioade. Ați putut să le parcurge și poate le-ați văzut, le-ați apreciat sau nu. Proiectul de hotărâre numărul 11 privind instituirea taxei de protecție civilă. Auzeam că domnul Iremia deja s-a sesizat, că e o taxă în plus. E vorba de 24 de lei de locuință, de rol, de titular de rol, practic, nu plătește fiecare persoană, nu de persoană, 24 de lei de fiecare locuință. Care înseamnă constituirea unui fond de protecție civilă la nivelul bugetului local, care urmează să transforme într-un sprijin pentru noi toți. Că eu spuneam și referatul de aprobare aici, situațiile de urgență nu și le dorește nimeni și nici nimeni nu vrea să suporte consecințele unei situații de urgență. Ele vin când vin și fac cât se poate de rău în condițiile în care nu ai cu ce limita aceste. Am fost de ună zi la Marvi la o bătrână. Cu ce? Dar e jenant pentru că te duci acolo și nu ai cu ce interveni. Nu poți să te duci, cu ce să te duci. Deci noi intenționăm să luăm mașină de pompieri. Pentru această mașină de pompieri o să mai trebuiască dotări. Nu știm dacă o să avem bani să o luăm nouă sau să o luăm uzată sau rulată.
trebuie o grupă de lucru, o grupă de intervenție, care trebuie și ea stimulată. Vedem legea ce ne permite și atunci... Bun, da, legat de intervenții, toate intervențiile astea costă. Și atunci, nu cred că moare nimeni acum dacă o să dea 24 de lei, pentru că banii aia sunt cu destinație special în bugetul local. Sigur, nu o să fie niciodată folosiți în alt scop decât doar în direcția asta de asigurarea, eu știu, protecției în situațiile de urgență și ce înseamnă protecție civilă în general. Mai vin cei cu mobilizările, mai vin... Sunt o grămadă de lucruri de făcut și am zis că avem atâtea obiective de realizat și cred că dacă sprijinim protecția civilă, ne sprijinim pe noi înșine, până la urmă, că nu e o, zic, o sarcină atât de mare pentru noi toți. Și proiectul numărul 12, privind stabilirea limitelor maxime de consum carburant pentru autovehiculele din dotarea primăriei Comunei Corbasca. E vorba de cele 4 mașini care sunt primite cu titlu gratuit de la serviciu de informații externe, da? 3 Logan-ul și un Passat. Conform legii, ele trebuie să aibă aprobat un consum de combustibil pe lună, raportat la vechimea lor și la consumul la suta de kilometri, cu regimul de accelerație și tot ce înseamnă stilul de conducere, sigur că fiecare mașină mai consumă mai mult sau mai puțin. Și nu în ultimul rând, despăgubirea persoanelor care au suferit tabule. Da, sigur, sigur. Putem acorda un ajutor. Da, n-am... Convențiilor, în cazul în care se constate. Eu am încredere dumneavoastră, citesc lucrurile care sunt anexe la proiectul de hotărâre și ca să povestim toate lucrurile astea, ar însemna o ședință să țină măcar 4 ore, să citim fiecare document în parte. De asta, eu știu, apelăm la o prezentare succintă a proiectului de hotărâre. Convinși că noastră le studiați în momentul în care le avizați. O să vedem, poate... Na, timpul o să ne permită să le primitem din timp acasă, să le putem studia și să venim la ședință numai să le aprobăm și plecăm. Că fiecare are treabă și înțelegem lucrul ăsta. Aș mai vrea să vă spun că într-o zi, uitându-mă pe, eu știu, pe rețelele astea de socializare, am avut ocazia să văd înregistrat o ședință din Consiliul Local de la o comună de județul Bacău, filmată tot de domnul Ungureanu, și am putut constata că, în comparație cu noi, dumnealor greșeau în condițiile în care domnul secretar încerca să prezinte ceva și toată lumea vorbea și s-auzea un mare zgomot de fond, o gălăgie de asta. Lucrul ăsta trebuie să-l apreciez la dumneavoastră și vă mulțumesc pentru că sunteți foarte atenți în momentul în care primul document trebuie să prezintă și cineva ia cuvântul și să vă felicit că puteți să conștientizați că e o responsabilitate să vii la ședință și nu doar așa o distracție că suntem aleși. Pentru informarea dumneavoastră trebuie să știți că cele două strategii și proiectul de hotărâri cu privire la instituirea taxei pentru apărarea civilă au fost publicate pe pagina de internet a instituției noastre, nu doar pentru a o publica, ci spre consultare și propuneri pe care noi le-am așteptat până la o dată stabilită în anunțul de postare. Și aș vrea să vă rog, în perioada imediat următoare, când noi intrăm pe internet și publicăm toate proiectele de hotărâri, în special va veni bugetul, organigrama, statul de funcții, celelalte proiecte pe care domnul primar le derulează, aveți timp util să veniți cu propuneri în calitatea noastră de consilier sau de persoane care au fost puse în cunoștință de cauză de către cetățeni. Că ei pot veni cu idei, dar nu știu să deschidă calculatoare, să intre pe pagina primăriei Corbas ca să vadă ce a publicat și până la ce termen poate să facă o propunere. De-aia l-am publicat, ca să poată fi spre consultare.
Pentru informare și pentru promovarea intereselor comunității avem la dispoziție trei site-uri, nu e doar unul, avem site-ul primăriei, primaria-corbasa.ro, avem ghidul primăriilor și mai avem ăsta, cum se numește? Monitorul oficial local. Toate trei site-urile cuprind informații care vă interesează și interesează toată lumea care vrea să acceseze și să informeze la un moment dat despre ce se întâmplă la Corbasca. Am vrut să ne încadrăm în transparența decizională, cu toate că în continuare sunt tot felul de reproșuri și tot felul de suspiciuni adresate de unii prin petiții și e dreptul dumnealor să facă lucrul ăsta. O să încercăm să completăm cu toate informațiile necesare fiecărui individ care deschide un asemenea site, așa încât el să nu mai fie nelămurit să ceară socoteală că de ce a făcut nu știu cine cândva ceva și a furat bani și n-a făcut. Ne confruntăm și cu lucrurile astea, din păcate. Încă în secolul 21, ăștia duc în turism spațial și noi... În proiectele de hotărâri pe care le studiați la comisii, ultimul articol prevede unde este publicat, corect, de către cine și când. Și de când intră în vigoare, dacă astăzi îl aprobăm, el intră în vigoare conform codul administrativ, după publicare și după prezentarea lui la prefectură, la Corpul de Control al Legalității Actelor. A făcut lucrul ăsta, era o chestie care era obligatorie prin lege, dar era și o necesitate totodată, pentru că Comuna Corbasca nu era prezentă nici în ghidul primăriilor, avea doar un loc gol care nu era completat cu nimic, nu avea site, erau blocate acolo nu știu câte ani de zile. Acum a venit și ăsta monitor oficial local în care se publică absolut orice dispoziție, orice hotărâri, consiliu, orice care nu poate ajunge la prefectură fără să fie registrat acolo. Deci toate lucrurile sunt într-un cadru legal, zic eu, normal și ne străduim să asigurăm cadrul ăsta sănătos și pentru viitor. Începând de luna viitoare, vom transmite și pe sticlă, pe cablu TV, ședințele pe care domnul le filmează, le înregistrează, le predă ca pe CD și noi vom da la societatea de cablu în așa fel încât oamenii să fie informați cum derulăm noi ședințele de Consiliu și pentru ce suntem adunați aici și pentru cine lucrăm. O să vadă pe viu câte hotărâri luăm, în ce domenii, în ce activități. Sperăm să fim transparenți total în așa fel încât să nu existe niciun fel de dubii. Domnul președinte, vă rog să... Da. Deci ați studiat, ați audiat despre cele 12 proiecte la care trebuie să ne referim în cuvântul care o să luați dumneavoastră. Să vă spuneți părerea, să veniți și cu alte propuneri pentru a fi consemnate la fiecare proiect în parte. Vă rugăm să vă înscrieți la cuvânt. Așa, cu taxa asta de protecție civilă, se creează un precedent, că e 24 de lei anul ăsta, la anul o să fie 240. De exemplu, Constituția țării spune că avem dreptul să fim protejați, nu neapărat prin taxe. Asta era una. Și a doua era cu mașinile astea. Prin curtea asta văd numai două, de unde au apărut patru. Un cap aici. Poftim? Astea care sunt în proiect ăsta. În spațiu cealaltă. Iată, cele patru mașini care sunt în proiect, sunt în ograda primăriei.
este Loganul alb, XCB-ul care a fost adus mai înainte și n-a fost luată hotărâre pentru el. Și cei de la audit au venit și au verificat și a trebuit să-l prinde și celelalte trei. Este Volkswagen-ul, așa, și încă două Loganuri, unul alb și unul roșu, care au fost aduse anul trecut și au fost înscrise pe 20 ianuarie în circulație. Deci sunt date cele patru. Bine. O mașină este repartizată serviciului, cum să-i spun, de asistență sau protecție civilă? Nu, de pentru lucrări, da? La compartimentul de servire. Așa. Un automobil este repartizat serviciului social, care trebuie să meargă de fiecare dată în comună ca să facă anchete sociale și așa mai departe. Iar încă un Logan repartizat serviciului contabilitate, pentru că și casierii trebuie să meargă în comună, la fel și cei care fac controle la locuințe, și Volkswagen-ul, care este repartizat domnului primar, care are de făcut o sumedenie de drumuri, atât la Bacău, cât și la Iași, cât și la București, privind proiectele pe care noi le punem în dezbatere și le aprobăm spre rezolvare. Deci, acestea sunt cele patru autoturisme. Celelalte, dacă vă aduceți bine aminte, anul trecut au fost scoase din funcțiune pentru că ele erau pur și simplu terminate. Costurile de reparație erau mult mai mari decât valoarea lor și știți foarte bine că le-am aprobat spre casare. Deci, acestea sunt cele patru autoturisme despre care vorbim. Ca să-i răspund eu lui domnul Ilimea privind de taxa de protecție civilă, ea a fost luată în condițiile codului civil și a codului administrativ și a legii finanțelor publice locale, care dă dreptul la inițiativa ordonatorului de credit sau chiar și a cetățenilor la instituirea unor taxe speciale care nu vin în defavoarea cetățeanului, ci vin spre folosul cetățeanului. Adică nu putem funcționa numai cu surse proprii care nu ne ajung pentru derularea unui serviciu de situații de urgență la nivelul unei comune de peste 5.000 de locuitori, să intervii prompt la timp și la obiect, în așa fel încât să nu se producă efecte mari asupra comunității sau cetățenilor. De am dat-o spre consultare, a fost publicată la 8 ianuarie, am așteptat propuneri, sugestii și sesizări, care se constate de ce și de ce nu până acum și de ce o luați acum sau mă rog, orice, n-au venit. De-aia v-am cerut în preambulul ședinței să urmăriți site-ul instituției pentru a fi la punct cu ceea ce își propune domnul primar și care să știți că vine pe lege. N-o să... Când a început să funcționeze site-ul ăsta? Site-ul ăsta funcționează de 2 ani. Nu am găsit niciodată nimic. De 2019. Toate site-urile de la comunitate erau blocate. www.primaria.orbasca.ro. Era un parolă, scuzați. Dar nu știi parola, o să caute. Nu știu, că nu era închis. Și pe site găsiți când deschideți, să apare acolo. Cum era? Poză. Primaria Corbasca. www.primaria.orbasca.ro. Asta nu funcționează. Ia să vedeți că funcționează. Uite, du-te la un calculator aici, apără, că găsești. Ai intrat pe internet. Ai internet. Ai văzut. Deci, taxa pește. Vă pot spune că nu suntem singura comună care vrem să introducem această taxă. Dacă vă aduceți aminte, la anii trecuți, când am făcut reorganizarea serviciului de pază și protecție civilă, am spus și atunci că ar fi bine totuși să introducem această taxă. Serviciul este un serviciu voluntar,
Trebuie să știți că persoanele care participă la incendii și ăsta fac parte din serviciu voluntar, ei sunt voluntari și ca să fii voluntar trebuie să ai și niște beneficii. Adică, în primul rând, ei sunt asigurați. Oamenii aceștia care intervin, ei pot fi scutiți și de alte taxe la un anumit nivel și așa mai departe. Trebuie să le creezi niște posibilități astfel încât să-i determini să vină la serviciu, că, în, să vină în serviciu voluntar. Că dacă nu le faci asemenea beneficii, nu vine nimeni. Trebuie să recunoaștem acest lucru pentru că voluntariatul la noi în țară este așa de... fațade. De fațade, e la suprafață. De când în alte țări voluntariatul este foarte bine pus la punct. La noi este și atunci, ca să creăm oamenii aceștia pot fi, care intervin, pot fi și plătiți. Tot prin hotărâre de Consiliu se iau aceste treburi. De aceea am venit noi cu această taxă, ca să putem să determinăm pe cei care îi avem în serviciu să vină la intervenții. Pentru că, în conformitate cu legea, organele de conducere din primărie nu trebuie să participe la incendii. Nici primarul, nici viceprimarul, nici secretarul. Nu au voie prin lege să se prezinte acolo la fața locului. Pentru că, Doamne ferește, se întâmplă ceva, ei nu sunt asigurați și răspund personal dacă ferească Dumnezeu să întâmplă ceva. Dar noi de fiecare dată am fost la locul faptului. Deci astea sunt problemele. Și după aceea ne ajută și la alte cheltuieli. Vrem să luăm o mașină. Am făcut un calcul, noi suntem cam vreo 1700 de persoane, de locuință. 1724, faceți și dumneavoastră calculul, sunt vreo 40.000 de lei. Da? Toate mașinile... Poftiți? Nu ne ajung bani. Bineînțeles că nu ne ajung. Bine, acum să nu înțelegeți că banii ăștia gata... și din bugetul local se pun bani la serviciul acesta voluntar de situații de urgență. Adică prin această taxă venim cumva să ajutăm și bugetul local astfel încât să putem să dotăm acest serviciu. Pentru că serviciul nostru, voluntar de situații de urgență, nu are dotări. Noi ne ducem la stingerea incendiilor cu mâna goală, în afară de lopețile acelea pe care le avem pentru... incendiile de vegetație, de pășune și așa mai departe, nu avem alte dotări. Da. Și dacă vă aduceți aminte, tot anul trecut, dacă nu mă știu, sau acum 2 ani, am făcut și o hotărâre de Consiliu prin care am stabilit și dotările care sunt necesare pentru serviciul nostru de voluntar de situații de urgență. Și noi deocamdată n-am procurat nimic, am tot zis să cumpărăm mașina asta, am venit atunci în fața dumneavoastră, mașina aceea era din 81. Toate mașinile care sunt în coace aproape de 2020 sunt extraordinar de scumpe. Ca să găsești o mașină nouă este imposibil. Este imposibil să procurăm o mașină nouă. Astea sunt realitățile cu care ne confruntăm și de aceea eu zic totuși că 2 lei pe lună nu este mult. De 2 lei pe lună de locuință nu este mult. Gândiți-vă că un pachet de țigări este 20 de lei sau 22 sau 25. Pe zi. Da? Pe zi, da? Pe zi. Eu așa cred și nu cred că este mult. Nu este. În alte părți, această taxă este mai mare.
Dar să nu se crească cum a da, domnilor consilieri, tot dumneavoastră hotărâți... Pe la urmă nu crește nimeni. Dumneavoastră hotărâți creșterea sau... descreștere. Descreșterea acestei taxe. Până la urmă, noi beneficiem de tot ce ați expus dumneavoastră acolo. Da, vă spun, ca să dotez 23 de oameni, că atâția suntem în serviciu voluntar de situații de urgență, îți trebuie echipament, bocanci, cască, mănuși, brâie, absolut tot. Brâie. Brâie, lopeți, măști de gaze și... Și gădici. Două stații de oxigen. Asigurările de viață, ca să se la cost și se facă... După aceea, asigurările de viață. Noi, dacă ați fost atenți mai devreme, l-am întrebat pe domnul primar unde sunt, că... am făcut deja aceste asigurări, pentru că ele se fac anual. Deci noi am asigurat cele 23 de persoane. Nu vă mai spun că acești voluntari, ei trebuie să participe și la instruire care se efectuează la Bacău. Omul spune, da, domnule, eu mă duc acolo, dar mă costă drumul, mă... Nu? Și atunci trebuie să-i decontezi omului dacă se duce acolo. Astea sunt problemele și de aceea noi am venit ca dumneavoastră să aprobați. Dacă considerați că este bine, dacă considerați că nu este bine, dar din moment ce v-ați dat avizul acolo că ați dat aviz favorabil... Dar e bine că a fost întrebarea... Da. Domnul Irimie, dacă sunteți mulțumit, e răspuns și alte discuții la celelalte proiecte. Atât. Mai la proiectul ăsta? Vedeți? Bine. Este bine totuși că o să începem să dăm și pe posturile TV, pentru că să vadă lumea despre ce este vorba, au posibilitatea să vadă acolo să plătești, mai. Ce discuții sunt aici și cine discută și cum se aprobă. Că o să... Știți cum se întâmplă de fiecare dată? Păi, primarul a pus-o. Da, primarul vine cu o propunere. Cei care aprobăm suntem noi. Noi suntem cei care ne asumăm responsabilitatea să facem, dacă este bine, ceea ce a gândit primarul. Și eu cred că este un lucru bun. Asta este părerea mea personală, da, pe care vă susțin. Da. Altcineva la discuție? Avem ce discuta, pentru că sunt atâtea proiecte la care nu vă puteți opri. La 1, 2, 3, poate nu puteți... Sunt de acord cu aceste proiecte, dar în special ăsta, protecția civilă, trebuie explicat la om ce înseamnă protecția civilă. El nu înțelege. Situații de urgență, calamități, da? Calamități înseamnă, da. Inundații, incendii, da. Nu-i mult doile pe lună, pentru că, cum am văzut la bătrâna aia la Mărgăla, au rămas săraca, mă dați seama, dacă era o mașină de pompieri, nu se întâmpla. Dacă ai un fond constituit, poți să-i dai și 10.000 acolo să-și facă, să-și refacă o reprezință unde să stea. Un idele, măcar să-i dea ceva, să-i tavă. Ca să acoperi capitolul ăla, nici nu e problemă. Am mai ars domnul ăla pe vale la care nu i-a rămas nimic de locuiță. Nimic nu a rămas, domnul. Ferească Dumnezeu. Nu, nimeni nu se bucură de apariția acestor situații de urgență. Și nu toată lumea se poate suporta consecințele. Aici e povestea că pe vale, spre exemplu, era un vânt de nu putea să apropie două mașini de pompieri. Deci, na, acolo nu, era imposibil intervenția. Contează atât de mult timpul în care intervii, pentru că cea mai rapidă mașină de pompieri la noi ajunge în 45 de minute, calculat. Noi putem ajunge mai repede, nu mai trebuie ceva de minute maxim. Oriunde în Comuna Corbasca, deci 20 de minute sunt vitale în situația asta. Faptul că limitezi proporțiile dezastrului și localizezi un incendiu acolo la faza la care îl găsești, e absolut fantastic. Oricum o să apare. Nu există că... Voi ați mărit cu 24 de ore, dar trebuie să-i explicăm la oameni, domnule, ăla e pentru incendiu sau inundații. Da, cel mai mult oameni probabil este incendiu. Anul trecut când s-a întâmplat, domnul primar a fost în avut intenție de a acorda un ajutor de urgență, neavând. Stabilit. Decât ajutoare de urgență în cazul special pentru cei cu handicap,
nu în situații de urgență, deci ajutor de urgență în cazul situațiilor de urgență. Care sunt astea? Cutremur, calamități, foc, incendii, inundații, toate alea. Când e foc? Prin regulamentul și prin hotărârea de astăzi, domnul primar va putea veni în fața noastră cu propunerea acordării prin hotărârea a unui ajutor de urgență în cazul în care va fi nevoie. Aștia vor fi verificate. Banii ăștia nu că doamne-i faci fiici. Destinație specială. Destinație specială. Atât, urgent. Foc, inundații. Mașina de pompieri se va afla pe raza Comunei Corbasca. Aici. Asta mă implică și amenajarea spațiului pentru iarnă cu încălzire, așa încât să o ai complet echipată și pregătită pentru intervenție. Da? Va fi garat aici, în garaj, la noi. În momentul în care s-a dat alarma, toată lumea aici și-a plecat la teren. Voluntarii vor fi tot din... Dar noi suntem toată lumea, toată lumea e voluntar. Dacă am dat Revo Cristi, Viorel, Nicușor și suntem 5-6 câți putem să fim acolo, e foarte important. Ceilalți vin cu mașinile, imediat după noi, că o întârzia 5 minute. Dar mașina trebuie să ajungă în cel mai scurt timp acolo să intervină. Și acolo ai 2-3 operatori care știu ce au de făcut și au luat furtunile ortiz și au dat drumul la apă, să poți limita proporțiile de zare. E absolut fantastic dacă poți faci chestia asta. Nu e atâția ani de zile. Am 6-7 ani de zile de când mă duc în fiecare zi pe unde, Doamne ferește, să nu mai fie, să ajungi la focuri. Și când ajungi acolo, ți-i rușine, îți vine să intri în pământ. Bun, oprești curentul, scoți omul de acolo, scoți butelii, scoți astea. Și astea sunt lucruri care ajută, da. Intervenția efectivă constă în altceva. Deci, lângă astea, fiecare trebuie să știe exact ca în armată, e aceeași poveste. Fiecare om știe ce are de făcut. Unul oprește curentul, unul intră înăuntru, o scos sala, celălalt a întins portunile, vede proporțiile, apreciază. O să facem și pregătire, că nu putem să fim toți. Și poate bine că să faci o echipă de... Păi trebuie să avem, că nu care poate... Care să știe ce are de făcut, pentru că dumneavoastră ați văzut și domnul Pușcașu știe că a fost un incendiu la Corbasca. Ne-am dus și noi, că multă lume nu se bagă, că nu le frică. Era domnul Pușcașu, era noi femei, ne-am băgat, nu știu ce. Dar dacă echipa este echipată, păi, cu echipamente indiferent, care și ce trebuie acolo, știi ce are de făcut. Așa, iese și un bătrân, iese și un bătrân. Eu zic că intenții sănătoase și cred că trebuie. Exact, trebuie da. Mașina de dumneavoastră. Prin cunoștințe de care le aveți, domnul primar, poate reușiți. Prin cunoștințe să aduci o mașină. Doar o instituție care ia și o casează. Doamne, să luăm una, vei tu ce faci. Nu, dar nici nu vreau să permiți, că tot bugetul Comunii Corbasca nu... Am văzut Mercedes-ul ăla din 81, pe cuvântul meu de dacă avea vreo schimb de ulei pe tot. Aia era din Germania adusă. A fost la o primărie, ei o țineau și o scoteau numai la parade de astea, că aveau și ei o chestie să scoată afară. Deci ulei era exact cum l-a băgat în... Avea câți kilometri avea domnul Năru? Da, puțin. Ce dragul? 2500-3000 kilometri. Cam 3500 acolo. Da, era o... Era bună. Deci n-avea o pată de rugină, n-avea ce să-i reproșeze. Da, anul nu poți, nu te încântă. Nu poți. Câte-o costa? Noi avem serviciu la nivelul Consiliului Local pentru situații de urgență, care prin natura lui și în baza legii l-are organizat. Putem să facem un proiect și să obținem sume și achiziționarea unei autospeciale pentru stins incendii în cadrul proiectului. Nu, am încercat anul trecut cu domnul primar, erau niște fonduri și cei de la ISU de la, au spus nu, nici noi n-am putut să prindem loc. Județul. Acum? Deci nici ei n-au putut să prindă în suma care a fost, nici ei n-au putut să prindă... Erau la terminarea perioadei de sprijin financiar. Acum începe o nouă perioadă. Este... 2021-2027. Când Uniunea Europeană alocă bani statelor membre cu grămada, numai să fim în stare să le accesăm. Dacă vom prinde un proiect, pe sigur că ne vom bate pe proiect. Da, sigur. Eu mă duc pe direcția grupului de acțiune locală Cetate Tamasidava. Acolo am făcut, te-au dat 60.000 pentru parc și am spus că următoarea alocare va merge în direcția asta. Foarte bine. Cu cât mai repede, cu atât. E o chestie care a venit aproape, nu m-a trebuit să te duci să cerști, în rest, pentru că nu a fost ca o mânușă caldă. Nu vă mai spun numai un pic, dacă îmi dați voie. De la începutul anului până la momentul de față, s-au primit trei telefoane de la ISU, prin care mi se cere
să angajăm de urgență șef serviciu de urgență, pentru că amenda pentru conducătorul unității este groaznică. S-au organizat un concurs, n-au câștigat. Atunci, da, aia a fost. Noi am motivat lucrul acesta. Da. Dar a spus că anul acesta avem obligația, conform legii, să angajăm șef serviciu SVSO. Și inspector de protecție civilă. Deci, noi am avut locurile acestea scoase la organigramă și le-am și scos la concurs. S-au prezentat, știți foarte bine, două persoane care n-au luat notă de trecere și nu... Aviz amatorilor cu mențiunea că nu e de glumă și că niciodată nu putem glumi cu lucrurile astea, pentru că nu-și permite nimeni să se joace cu chestiuni de genul ăsta, da? Dacă odată eram acuzat că ne-am angajat toate neamurile pe aici sau nu știu ce am mai făcut, aș vrea că nu pot intra cum și când vor, cine vor. Dacă ești pregătit, este bibliografie, o studiezi, înveți, vii, dai examen și condițiile vor fi unele draconice, pentru că eu țin la lucrul ăsta ca la altceva. Nu vreau funcționari care să vorbești limba togoleză cu el și să nu înțeleagă nimic. Prin dispoziția primarului poate primi și alte activități, da? Trebuie să aibă cunoștințe și să nu se gândească că poate veni la primărie Bădia Ion, că are și el cunoștințe despre cum să dă foc la Voșură. Eu am fost la instruire și vin femei, sep serviciu SVSU. Domnule, dar sunt spirt. Și au cunoștințe femeile, era extraordinar. Și de să stingă și să dea drumul la instinctor și au, pe care unii bărbați habar n-au să se uită la el. Să spun, femeile alea sunt până în 40 de ani, dar sunt spiri, domnule. Femeile alea au cunoștință și... Știu, ele sunt la răgardul. Trebuie să aibă calificare pentru urgență, să știe cu ce s-au întâmplat chestiunile astea și în baza concursului, după ce s-a aprobat organigrama, pentru anul curent 2021, sperăm să nu avem surprize cu privire la, știu eu, diminuarea postului sau știu ce au gând, nu știm deocamdată, că bugetul de stat n-a fost aprobat. Funcție de ce vor fi verificați la nivelul aparatului propriu al domnului primar, eu vă să stabili pentru anul viitor prezent numărul de posturi care îl face prefectul și în funcție de asta, Doamne Dumnezeu, să ne achităm obligațiile celor de legi. Poate era interzis angajările la... Acum... Acolo unde sunt compartimente care nu au niciun angajat și care legea obligă buna funcționare a serviciului, trebuie să angajăm, că nu se poate lucra. Cum suntem obligați prin lege să dotăm comuna cu o mașină specială pentru stins incendii, tot la fel, mașina are în componență un compartiment și trei șoferi și un șef de serviciu care să cuprindă buna desfășurare a întregii activități la nivelul localității. Compartiment condus de un șef la care este subordonat primarului, da? Care este și șeful apărării locale, la situații de dezastre. De-aia șeful conduce cu mâna, nu se duce cu stingătorul acolo. Cu stingătorul se duce pompierul voluntar. Și raportează șefului de serviciu, șeful de serviciu primarului, ce s-a întâmplat, cum s-a dus la îndeplinire sarcinile și ce s-a făcut acolo. Da. Legat de angajări, primăria Corbasca funcționează la 50% din organigram. Ca să știți despre ce e vorba. Deci din un număr de 40 și ceva de... 42 de post. 42, noi avem doar 19 angajați ca să nu fie nimeni speriat de aglomerație. Sunt 50%. Sunt 50%. La diverse. Domnul primar, deci ați auzit din mass media și prin asta, cu noi de contract EON. Oamenii vă roagă, nu puteți să aduceți un reprezentant de la EON ca o, să vină aici la primărie să facă contractele? Pentru că m-am mai postura trecută tot
Urmul reprezentant, se vede și contactele se face. Răspund imediat, nu pot și de ce? E o piață concurențială, omul caută prețul concurențial și eu nu pot face favoritisme pentru mine, pentru că e o incidență a legii. Mai multe. Dacă aduce eu, se vede măcar la acolo. Deci un reprezentant de-a lor, pentru că acolo e deja. Deci omul în platforma ANRE caută preț concurențial și acolo îți afișează 1 milion de prețuri din care îți alegi tu pe cine vrei. Oamenii, într-adevăr, sunt în vârstă și nu știu să acționeze. Nu știm noi că suntem mai tinereu, dar trebuie sprijiniți, adevărat, să vedem cum găsim o soluție să putem să-i... Poate să vină și de la Ion, de la Enel, care omul și alege furnizorul. Da. Dar să vină să facă la primărie sau la o școală, ceva vreo sală. Să trei luni, în la 30 iunie. La 30 iunie, să vedem, găsim o soluție să... Câte firme sunt pe piață? Sunt multe. 17. Da. Vând energie, nu da. Furnizor. Vând, ei sunt distribuiți. Am fost la Bacău, eu n-am reușit să intru. Păi n-ai cum, dar nu am reușit. N-am reușit. O să vedem, dacă găsim un băiat de la noi care este disponibil să se ocupe o perioadă de chestia asta, adică să vină omul aici să-l înscrie acolo, să-și aleagă omul din lista de... Dar e dificil, pentru că la urmă te trezești cu reproșul. Domnule, că nu știi ce servicii furnizează respectiv. De ce să aleg eu numele, mă? Că sugerez ceva, nu-i voruncea. Sigur. Deci unul trebuie sprijinit. Eu nu știi să deschid măcar o platformă, nu știi să deschid un link. Acum trebuie să aleg furnizorul. Da, găsim o soluție să mergem. Mare musul și rământul. Domnul primar, spune-ți că s-a dus în departe. Cu vaccinul și cu toate astea, aceeași cu trebuie să rămâi fără lumină. Am reprezentat aici. De unde e reprezentant? De la noi, de la primărie, îți deschidă calculatorul și o să-i arată. Uite, e lista asta, cu ăsta are cu 3 lei, la noi Da, altcineva. La diversie cu problema cu curentul în sat, este că s-a prins lumina acum, nu știu cum s-a format, cum s-a pus ceasul. De la ora 7 se stinge la ora 6. De la 7? S-a prins la ora 7, se stinge la ora 6. Așa, în timp nu mai mergea, nu era deloc, nu știu care era problema. O oră ardea ziua, toată ziua, nu era... Mai bate vântul, mai dăm de să fie, mai... Dar la Sperișoara nu trebuie să... Că acolo state izolată, n-am. Da, nu a fost din cauza. Nu s-a bătut acum, două zile, trei. Da, s-au remediat lucrurile astea și sunt programate acum. Ziua se mărește de acum. Da, tot ce am avut comunicat din sat că nu funcționează, ieri alaltăieri, a venit și... A remediat, tot unde mi s-a spus că nu funcționează. Așa că cel care a anunțat, o anunțat el. Deci, lumina se aprinde la ora 7, se stinge dimineața la ora 6. Deci, ora 19, ora 6. Da. Da, altcineva. De acum, ziua se mărește și, normal, da. Timpul se reduce. În pătorii când mai vin băieții acum? Eu dorm în pătorii. Săptămâna asta, ai văzut că deja au început să-și aducă material aici și de luni încep treaba la... Eu nu rog, e mașina primăriei cu o băgată acolo pe aia. Dar am cerut accept, după cum puteam să intrăm în o gradă lor să luăm materiale și am pus acolo că nu... O să vină și o să remedie, fără probleme. Dar deocamdată spate circulare. Da, acum era. Da, acum era locul spre. E bine că putem vor lucra, oamenii înțeleg și noi suntem aici, nu trebuie să stai să aștepți să vină... Da. Altcineva. Fie și atâtea proiecte, deci la fiecare. Mă rog, nu ești mata mai tână să... Planul de acțiuni și interes local, privind beneficiarii de venit minim garantat și ASF, plus cei condamnați să efectueze ori în folosul comunității,
trebuie luat la fiecare început de an și am prins acolo pe luni activități la care persoanele respective trebuie să participe. Știți foarte bine, deocamdată la venit minim garantat, noi nu mai avem persoane apte de muncă care să facă treabă în folosul comunității, avem doar persoane vârstnice care au depășit vârsta de pensionare și ei sunt scutiți de, de muncă, rămânând ca acele acțiuni să le efectuăm cu cei care sunt condamnați să efectueze ore în folosul comunității. Dar acest plan, indiferent dacă ai sau nu ai persoane, poate pe parcursul anului ori să apară și astfel de persoane, noi le-am... Le frică de ăștia care sunt cu amenziile mari, care are, care-s venit aici, nu intră în... Nu, nu putem să executăm. Nu putem, numai prin hotărâre judecătorească. Trebuie dat în instanță, documentații serioase și instanța hotărăște. Da. Ce trebuie să facă pentru amenziile sau ce are Ioan acolo. Da. Da. Nu mai dorește nimeni? Amenziile sunt un capitol atât de, de complicat la, la fiecare primărie, probabil, încât vine să te iei cu mâine de cap să... Deci am avut un episod în care mi s-a contestat o dispoziție de asta de încasare, în care a fost prinsă o amendă prescrisă la un domn pe care n-aș vrea să-l mai menționez, că nu-i corect să dau nume, care putea să-și plătească amenda și n-a făcut-o. Și acum casiera este în situația în care ea trebuie să plătească, pentru că prin fișa postului preia de la cel care face debitarea persoanelor fizice și sau juridice. Și trebuie să urmărească timp de 5 ani de zile și să-mi caseze acest debit care înseamnă amendă. Nu de fiecare dată e facil pentru un casier ca să intre în conversație cu cineva legat de o amendă. Mai ales că în 2017 codul fiscal, v-am mai spus, s-a modificat. Și ca și prioritate, achitarea taxelor și impozitelor locale începe cu amenda. Dacă la amenda ai debite care depășesc imaginația noastră a celor sănătoși la minte, fugi acasă, că nu plătești nimic. Deci noi suntem în imposibilitatea de a mai încasa ceva. Atât timp cât amenziile trebuie plătite conform codului fiscal prima dată și ele au debite cât șura de la cea pe care era înainte, că vor mai e, omul pleacă acasă, n-am bani. Nu-și plătești nici apoi, nici gunoi, nici impozit pe clădire, nici nimic. Și da? Tot crește acolo. Nu este simplu deloc cu amenziile și de asta trebuie să vedem, eu zic că am făcut pași importanți în direcția asta și cu partenerii noștri din Asociația Comunilor din România, care ne fac auditul periodic aici la comună, și o să găsim și măsurile de executare a celor care sunt în cauză, în așa fel încât să ajutăm și partea asta de contabilitate, de încasare. Pentru că, de regulă, cei cu amenzi sunt obraznici. Nu iau amenzi de oameni cu minți, iau amenzi pentru că sunt obraznici. Și când vin aici, aș vrea, dar ce? Ce să, n-ai ce să faci. Și schidarea asta îți produce o creștere a ficatului cu 80% și te rogi de o să stai din plămâns în capul ficatului, în cutia abdominală. De asta vă spun, e ușor de pomenit amenziile, eu când aud de amenzi mă iau frică. Da. Am făcut doar o paranteză. Da. Altcineva. O problemă apei. Care eu mă refer la scărișoara, este persoane foarte multe care consumă apă fără a trece prin condoar. Da. Măsurile trebuie luate, că din mări s-au mărit prețul aici. Noi, eu plătesc, apă dar ala persoană... Prețul la apă nu s-a mărit. 6 lei. Da, dar persoanele care consumă apă... Nominal. Neplătită? Nominal. Cine? Vasile? Eu știu care Ioan. Da. Nominal. Știți cum trebuie să mergi? Mergi la fiecare persoană, ei da drumul la robinet, ăla se uită la ceas, vede, se învârte, nu se învârte. Atunci se cheamă că fure apă. De acord. Dar trebuie să am 50 de lei. Ca să se le iei. Păi nu mai fur.
îi tai și o apa, pe dată îi tai și o apa, să nu mai aibă dreptul ăsta. Pentru din că ce dată sunt domnul ăsta? Îți spun eu. E furt. Vede să nu fie și puncești. Da, da, eu mă la părbați, mă la puncești. Continuă ședința, domnul Bucar. Da, lasă-l la noi aici. Dacă da. Nu e aici, nu le așteaptă, nu? Da, da, așteaptă. Da, așteaptă. Aveți ceva, nu? Haideți că întârziem în defavoarea noastră. Da? Dacă la 5-6 puncte pe ordinea de zi aveam o discuție, 2-3 da, consilieri și la 2-18 proiecte nu avem decât domnul vice, domnul primar și noi consilieri locali, înseamnă că nu avem ce vorbi, nu? Nu v-au creat... Sunteți de acord, așa în mod tacit, nu? Da, dacă nu avem de comentat, înseamnă că suntem de acord. În momentul când suntem de acord, atunci fiecare își pune punctul de vedere. Plus că sunt proiecte benefice. Nu mai din protecția civilă, ați comentat. De strategia de dezvoltare locală, care privește comunitatea noastră, pe o perioadă de 7 ani, n-ați vorbit nimeni nimic. Nici n-ați întrebat ce vrea domnul primar sau ce a propus să ne ia. Ca și puncte de dezvoltare locală viitoare. Da? E vorba de 6 ani. Și dumneavoastră. Arată frumos în poze, nu? Aia e social. Aia e social. Am și noi, avem poze și la asta. Am strategia care a fost achiziționată de către o societate autorizată. Dar e asta are 200 de pagini. E puțin. Aici v-am pus în preambul la proiectul de hotărâre doar lista. Și dacă v-ați uitat aici în listă, cu privire la ceea ce se dorește să facem în perioada următoare, și un cuprins de dezvoltare locală. De ce? Dacă măcar atât. Și vedeți cât este de importantă chestia asta. Le-ați postat pe site? Din păcate, n-a luat foc. Nimeni n-a spus nimic. O să spună, domnule. Acum nu mai poate. Deci trebuiau îmbunătățiri până pe data de 25. Nu, noi n-am avut sticlă. Da. S-au axat pe general pe situația de urgență și este o nouă taxă care nu înțelege. Înțelegeți? De asta s-a axat mult pe aia, pentru că trebuie explicat la unul ce înseamnă protecție. O să eu să-i explicăm, o să fim un pic înjurați, da? Nu ne înjurăm în asta. Mai ca să știi de unde este în asta. Deci, ați mai găsit ceva discuții la proiectele? Ceva propuneri, ceva îmbunătățiri? Să discut cu domnul vice odorit, domnul primar, dacă... Eu spun și eu la urmă să... Păi asta e urma. Am ajuns deja? Să rămân la urmă. Păi, eu să spun... Președintele îi trage concluzie. Ce o să spun? Primarul... Prima concluzie, e ultima. Domnul primar trebuie să răspundă la toate, la tot, inclusiv păi, ce spune președintele. Deci la urmă trebuie, domnul primar. Păi la ce? Eu vorbesc când trebuie să-și supun la vot. Proiectele. Nu? Te vorbești în calitate de consilier. De consilier și după aia. Nu mai vorbesc, sunt președinte acum. Vă l-am crescut în grada. Vă l-am spus să supune în ziua. Președinte. V-aș bota pe era mai cuvinte. Era... Ce face între lune? Albiu aici. Nu, domnul, președintele de ședință e șef. E suveran în ședință. Da. Eu am calitatea de invitat, să știți. Am inițiat și pot să plec. Că dacă nu vă place, dați-vă afară. Da. Dacă nu mai aveți nimic de vorbit, dau cuvântul domnului primar să mai spună câteva lucruri. În afară de ce ai spus până acum. Ce aș putea să vă spun mai mult decât v-am spus? Da. Că e nevoie să fiți activi, pentru că eu sunt convins că ați înțeles lucrurile astea și nu trebuie să pun la îndoială puterea nimănui de a analiza anumite aspecte. Și tăcerea am răspuns, deci sigur sunteți de acord cu proiectele propuse.
noi ne angajăm să venim în fiecare lună cu, știu eu, cu propuneri sănătoase, lucru pe care îl așteptăm și la dumneavoastră, fără discuție, care să contribuie la îmbunătățirea imaginii, a stării, de, a traiului, a tot ce respirăm pe aici, în Corbasca. Știți care e visul meu? Visul meu este ca atunci când cineva vine în Corbasca să aibă altă imagine decât aia pe care noi am crescut. Să vadă că și aici există dezvoltare, că există vise, că există oameni care vor să trăiască visele astea și că se poate întâmpla dacă îți propui lucrurile astea. Vă aștept consistent la discuții și la fapte comune de dumneavoastră o faceți, sigur toți puteți să o faceți și eu am mare încredere în dumneavoastră, pentru că sunteți practic dacă domnul Bici, cu mici excepții sunteți toți cei de anul trecut, din mandatul trecut și știți că am avut un mod de lucru tare plăcut și eu am apreciat mandatul trecut ca pe mandat reușit. Împreună am muncit, împreună am avut satisfacții, împreună, eu știu, zic că o să facem și dacă treabă. Spor la treabă. Mulțumim. Domnul Vici, nu mai am ceva cu noi. Nu mai. Domnul președinte, acum să te văd. Mi-am pare rău că domnul consilier, eu știu, așa cum o zice domnul primar, tăcerea este și o aprobare, dar este o inițiativă nemaipomenită ca chiar la început de an să aprobe 12 proiecte de hotărâre prin care contribuie la realizarea obiectivelor care sunt puși în fața conducerii ca să fie realizate și rezolvate. Plus că vor mai veni și alte proiecte după aprobarea bugetului, care sperăm să fie, eu știu, mai bun ca cel de an trecut sau egal, ca să rezolvăm ce ne propunem, ce propune conducerea primăriei să realizeze pentru perioada acestui an. Că în aceste proiecte sunt prevăzute realizări în unele domenii până în 2025-2027, este strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pe perioada respectivă. Aș veni și eu cu o propunere. Dorim ca compartimentul de asistență socială să aibă o evidență clară a persoanelor care necesită ajutor, asistență, deci ține seama de vârsta femeilor și de vârsta bărbaților. Eu cred că trebuie să mai, eu știu, să mai solicităm tinerii toți care până la vârsta de 65 de ani să acordăm ajutor social ca să putem avea și persoane care să realizăm. Să realizăm ce ne-am propus în programul făcut de compartimentul de asistență socială. Așa, noi am făcut programul, dar dacă nu avem persoane care să realizeze, asta înseamnă că trebuie să duc personalul din primărie să le rezolve. Asta e, că e tot personalul din primărie. Îl vezi cu sacul, să adune hârtiri, să adune, eu știu, curățenii pe șampă, pe... Da, pentru că lumea încă sunt probleme când consumă ceva de la magazin și nu pune hârtia, să zicem, în buzunar, să o pune într-un coș. E automat cum iese din magazin, o aruncă în față. Să ținem o evidență celor care sunt condamnați și să realizeze ce ne-am propus în acest program, ca fața comunii să arate altfel.
Cu aceste spuse, trecem la aprobarea proiectelor. Primul proiect este deja aprobat, alegerea președintelui de ședință. Proiectul numărul 2, cu acoperirea definitivă din excedentul bugetar local la secțiunea de dezvoltare, la data de 31.10.2020. Dacă sunteți de acord. Proiectul numărul 3, prelungirea planului urbanistic general. Sunteți de acord, da? Ceva abțineri împotrivă? Nu. Proiectul numărul 4, aprobarea sumei de 1.900 de lei lunar pentru doamna Răducanu. De acord, să-ți faci mai bine noastră. Cineva împotrivă, de ce zici? Păi dacă suntem împotrivă de afară, ce faci? Avea ea... Trimite în Gara de Nord. Da, dacă nu recunoaștem, la proiectul numărul 5... Contribuția de 35% pentru susținerea persoanelor. Stabilirea sumei pentru susținerea persoanelor cu handicap, 35% din votul primăriei. Așa cum se întâmplă de atâția ani, suma asta o virează Consiliul Județean și noi o dăm. Diferența, nu? Da. Deci sunteți de acord și cu proiectul numărul 5, da. Împotrivă noi nimeni. Da. Aprobarea strategiei de dezvoltare din 2021-2027. Sunteți de acord, da? Da. Împotrivă nimeni. La proiectul numărul 8, achiziționarea de servicii de consultanță, de asistență pentru a ne prezenta juridic în instanță. Și este pentru. Împotrivă. Proiectul numărul 9, privind încetarea contractului de închiriere al domnului Halmac Constantin. Cine este pentru? Împotrivă, e cineva? Nu. Nu. Proiectul de hotărâre numărul 10, privind aprobarea planului de care vorbeam acum, trebuie persoane ca să realizăm acest plan. Cine este pentru? Împotrivă? Proiectul numărul 11, instituirea taxei de protecție civilă, 24 de lei pentru fiecare locuit și 35 de lei pentru persoane juridice. Da, fi nu spunem. Da. Cine este pentru? Acum, proiectul numărul 21. 12. Am citit invers. Cu stabilirea consumului de carburant la mijloacele auto de la primărie. Sunteți de acord, da? Sigur. Mulțumim. Bine. Cu aceste spuse, declarăm închise lucrările de ședinței. Vă urăm multă sănătate.